oameni bucurii, Doamne, buzele mele vei deschide și ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvime și mai mărită fără de asemănare decât serafimi. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare. Vremea este a slujit Domnului. Binecuvântați în al preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin, rugați-vă pentru noi în al preasfințite stăpâne. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul cel bun. Amin, pomeniți-ne pe noi să în al preasfințite stăpâne. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează preacuvioase Părinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru părinții
Sfinții frații ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru una întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi din tonecazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și purea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purrea, și în vecii vecilor. Amin. Sfințește pe cei ce iubesc cu Tatăl ascultat, Fiule și Duhul Dumnezeu, Cel ce ești până de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, poate întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care de neschimbate întrupat și răstignindu-te Hristoase Dumnezeule, moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Rământuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe vrea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne! Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor! Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mântuia! Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul! Fericiți cei flămânți și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura! Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui! Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu! Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiind Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelor este împărăția cerurilor. Fericiți vestiți, când vă vor locări pe voi, și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că
înțelepciune drept. Veniți să ne închinăm și să cântăm la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător în frânării te-a arătat pe tine, turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Părinte, ierarhe Sofronie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoia ducem ție, născătoare de Dumnezeu noi roditori, și ca aceea ce ai să să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pre cei bine credincioși. Doamne,
Sfinte tare, sfinte fără de
și Duhului vostru înalt, preasfințite stăpâne, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-ai foarte. Din epistola a treia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, citire. Să luăm aminte. Preotul către Gaiu cel iubit, pe care îl iubesc într-o adevăr. Iubitule, mă rog să ai spor în toate și să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul. M-am bucurat mult când au venit frații și au mărturisit despre adevărul tău, așa cum umbli tu într-o adevăr. Mai mare bucurie decât aceasta nu am ca să aud că fiii mei umblă într-o adevăr. Iubitule, cu credință faci oricâte faci pentru frați și anume pentru frații străini, care în fața bisericii au dat mărturie despre dragostea ta. Bine vei face să-i ajuți în călătoria lor, după cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă pentru numele lui Hristos au plecat la drum, fără să ia nimic de la neamuri. Noi, deci, datorii suntem să sprijinim pe unii ca aceștia, să fim împreună lucrătorii pentru adevăr. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, care ține să fie cel dintâi între ei, nu ne primește. Pentru aceasta, când voi veni, îi voi pomeni de faptele pe care le face, defăimându-ne cu vorbe urâte. Și nemulțumit fiind cu acestea, nici el nu primește pe frați, nici pe cei care voiesc să-i primească nu îi lasă și îi dă afară din biserică. Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este, cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Lui Dimitrie datu-i sa mărturie de către toți și de către însuși adevărul. Mărturia îi dăm și noi și știi că mărturia noastră este adevărată. Multe lucruri aveam să-ți scriu, totuși nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei, ci nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom grăi gură către gură. Pace ție! Prietenii te îmbrățișează, îmbrățișați pe prieteni, pe fiecare după numele lui. Fraților, unul deosebește o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul, și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul. Și cel ce mănâncă pentru Domnul, mănâncă, căci mulțumește lui Dumnezeu. Și cel ce nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să stăpânească și peste morți și peste Sfinții
cinstititorule. Și Duhului vostru înalt, preasfințite stăpâne. Aleluia! Binecuvântați în al preasfințite stăpâne, pe binevestitori sfinților apostoli și evangheliști, Luca și Ioan. Dumnezeu pentru rugăciunile sfinților slăviților, întru tot lăudaților apostoli și evangheliști, Luca și Ioan, să vă dea vouă celor ce bine vestiți, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei, iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne fie nouă, după cuvântul vostru, înalt preasfințite stăpâne. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Sfânta Evanghelie de la Luca și Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, apropiindu-se de Betfaghi și de Betania, lângă muntele ce se cheamă Muntele Măslinilor, a trimis Iisus doi dintre ucenicii Săi, zicându-le: mergeți în satul care este înaintea voastră și cum veți intra în el, veți găsi legat un mânz pe care n-a șezut până acum nimeni dintre oameni. Dezlegați-l și aduceți-l. Iar dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți că îi trebuie Domnului. Și ducându-se, cei trimiși au aflat precum le spusese. Iar când dezlegau mânzul, a zis stăpânul lui către ei: pentru ce dezlegați mânzul? Ei au răspuns: Domnului îi trebuie. Și l-au dus la Iisus și, aruncându-și hainele lor pe mânz, au pus pe Iisus deasupra. Iar pe când mergea, oamenii își așterneau hainele în calea lui. Și apropiindu-se de coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas mare pentru toate minunile pe care le văzuse și ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă întru cei de sus. Dar unii farisei din mulțime au zis către dânsul: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Atunci, răspunzând, Iisus le-a zis: vă spun vouă că dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. A venit, deci, ziua azimilor, când trebuia să se jertfească mielul de pac. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan zicând: duceți-vă de ne pregătiți paștile ca să mâncăm. Iar ei l-au întrebat: unde voi ești să-ți pregătim? Iar dânsul le-a răspuns: iată, când veți intra în oraș, vă va întâmpina un om ducând un vas de lut cu apă. Mergeți după el până la casa unde va intra și spuneți stăpânului acelei case: învățătorul te întreabă, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștile cu ucenicii mei? Și el vă va arăta un foișor mare așternut. Acolo să pregătiți. Deci, ducându-se ei,
au găsit așa cum le spusese și au pregătit paștile. Iar când a sosit ceasul, a șezut la masă cu cei 12 apostoli și a zis către ei: foarte mult am dorit să mănânc cu voi aceste Paști mai înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca din acestea până când se vor împlini în împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis: luați acesta și îl împărțiți între voi, căci vă spun vouă că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi, luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Așișterea și paharul, după ce au cinat, zicând: acest pahar este legea cea nouă în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Însă fiul omului merge după cum este rânduit, dar vai acelui om prin care este vândut. Iar ei au început să se întrebe unul cu altul: cine dintre ei ar fi cel care avea să facă această faptă? Apoi s-a iscat și o neînțelegere între ei: care dintre ei să fie socotit ca cel mai mare? Atunci Iisus le-a zis: împărații păgânilor îi stăpânesc pe aceștia și cei care au putere asupra lor sunt numiți făcătorii lor de bine. Dar voi să nu fiți astfel, ci cel care este mai mare între voi să fie ca cel mai mic, și care este căpetenie să fie ca unul ce slujește. Căci cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu este cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Deci voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. Și eu vă rânduiesc că vouă împărăția, precum mi-a rânduit mie Tatăl meu, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Apoi Domnul a zis: Simone, Simone, iată Satana v-a cerut pe voi ca să vă cearnă ca pe grâu. Însă eu m-am rugat pentru tine să nu înceteze credința ta, și tu, când te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Dar el i-a răspuns: Doamne, sunt gata să merg cu tine și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până ce nu te vei lepăda de mine de 3 ori, cum că nu mă cunoști. După aceea i-a întrebat: că v-am trimis fără pungă și fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au răspuns: de nimic. Atunci dânsul le-a zis: acum însă cel care are pungă s-o ia, asemenea și cel ce are traistă. Iar cel ce nu are, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Își vă spun vouă că trebuie să se împlinească cu mine Scriptura care zice: și cu cei fără de lege s-a socotit, pentru că și cele despre mine sunt gata să se împlinească. Ei au zis atunci: Doamne, iată aici 2 săbii. Iisus le-a răspuns: este destul. Și ieșind, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor, iar ucenicii s-au dus după dânsul.
Zisa Domnul, eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Porul nu vine decât numai să fure, să junghie și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de voi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu. Și va fi o din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește!
credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, ne rugăm pentru părinții, frații și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții, frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea și înfrumusețarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doctorul sufletelor și al trupurilor, umilință și cu zdrobine de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigănție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi, Patriarhul Neofit, Mitropolitul Iacob, Mitropolitul Longin, Mitropolitul Ioan, Arhiepiscopul Ioachim, Arhiepiscopul Clarinic și robii lui Dumnezeu, Arhimandriții Zenobio, Chicaliston, Ieroschimotavru, Ștefan, robii lui Dumnezeu, Protosinghele, Spiridon, Saba, Teofan, Serafim, de Românac, Valentin, Chiril, Timotei, Lazar, Teofan, Gerotei, Emiliat, Siloane, Nemor, Pașterii, Bartolomeu, Iacob, Nicanor, Neofrosil, Elisei, Falanie, robii lui Dumnezeu, preoții răzuți, Vasile, 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 Constantin, Liviu, Petru, Constantin, Emilian, Cristian și robii lui Dumnezeu, Ieroschimonacul, Onufrie, monahiile Adriana, Casiana, Cipriana, Filarita, Teodora, Ambrozie, Onufria, Minae,
Christ. Alina, Rafaela, Gergina, Ioila, Cristina, Unahile, Paraskeva, Tatiana, Olimpiada, Cusodoro, Maria, Senia, Mitrodora, Antonia, Siluana, Stavrofora, Cusodoro, Siroberi, Dumnezeu, Radu, Daniela, Teodora, Isin, Maria, Bianca, Ilie, Unahia, Tatiana, Paraskeva, Sergio, Georgiana, Maria, Nictanie, Nicolae, Cornelia, Bogdan, Florin, Anita, Stana, Maria, Dragostina, Robin, Dumnezeu, Osmin și Micaela, Maria, Nicolae, Veselin, Marian, Paul, Emilian, Mihai, Ioan, Costel, Ionuț, Ionuț, Irina, Emilia, Ioana, Ștefan, Maria, Kira, Vasile, Maria, Gloria, Ionuța, Rusana, Victoria, Maria, Alexandra, Victoria, Constantin, Cristina, Adriana, Ioana, Maria, Monica, Ioachim, Preoții, Marius, Dumitru, Liviu, Claudiu, Cosmin, Viorica, Marian, Jana, Marius, Cristian, Stana, Sfinte Dumnezeu, Victor, Florin, Ionica, Micaela, Gabriela, Andreea, Gloriana, Adriana, Alexandra, Georgiana, Vasile, Elena, Ionuța, Ionuța, Virginia, Radu, Irina, Robert, Ștefan, Robert, Dumnezeu, Liviu, George, Mariana, Costin, Alexandru, Maria, Micaela, Dimitrie, Mina, Adriana, Nicoleta, Urania, Doru, Cristian, Mihai, Ioana, Vasile, Ion, Liliana, Ita, Bogdan, Dumitru și Valentina, Nicoleta, Carmen, Preoții, Ioan, Elisei, Elisei, Preoteasa, Claudia, Ina, Preoteasa, Capitolina, Preoteasa, Serafin, Iofila, Ionila, Teodor, Zinaida, Bogdan, Claudiu, Cristian, Preotul Mihai, Alexandru, Camelia, George, Marius, Nicoleta, Fanel, Ionela, Adriana, Alexandra, Dumitre, Ionela și Robin, Dumnezeu. Giancarlo, Minodora, Micaela, Ancuța, Diana, Aurora, Ecaterina, Vlad, Ciprian, Ștefan, Elena, Preotul Dănuț, Marius, Preotul Octavian, Silvia, Maria, Natalia, Maria, Serafim, Andrei, Irina, Elena, Teodora, George, Robert, Felicia, Ierc, Matei, Andreea, Elena, Robirii Dumnezeu, Ierumânacul, Daniel, Preotul, Ionuț Bogdan, Preotul Constantin, Preotul Gheorghe Valentin, Preotul Petru Bogdan, familiile lor, Diaconul Marius Valentin, Adelina, Gabriela, Anastasia, Maria, Simona, Adriana, Vasilica, Ana, Antonieta, Elena, Mihai, Cristina, Elena, Raluca, Maria, Alesia, Gabriela, Mihai, Daniel, Marius, Cristian, Robirii Dumnezeu, Aian, Mihai, Antonia, Marian, Raisa, Anais, Marisa, Ilaria, Daniela, Marisa, Bianca, Antonia, Ionuț, Alina, Sorin, Călin, Agata, Mihail, Florin, Ioana, Georgiana, Luca, Teodor, Dorina, Adriana, Andreea, Bianca, Simona, Răzvan, Cornelia, Ioana,
robii lui Dumnezeu, Suflete Anica Maria, Andrei Cristian, Lor, și Georgeta, Adrian Constantin, Presbitera Vasilica Ionela, Teodora, Ștefania, Sfinte Maria Carmen, Dumnezeule, Robert Dumnezeu, Costica, Pompilu, Mihaela, Vasilica, Emil, Nicolae, Vasile, Paraschiva, Mihaela, Marcel, Viorica, George, Maria, Preot Constantin, Anca, Maria, Andrada, Anastasia, Daniel, Margareta, Corina, Sorina, Andreea, Maria, Maria, Ioana, Dina, Costică, Vasile, Rachela, Ioan, Erica, David, Sebastian, Toanie, Tania, Elena, Alexandru, Mirela, Laura, Cristina, Petru, Valentina, Valentin, Elena, Ioan, Eliza, Iuliana, Ștefan, Sofia, Maria, Mihai, Elena, Sofia, Andrada, Gheorghe, Loredana, Luca, Alexandru, Ștefan, Sergiu, Cristina, Aurel, Alexandru, Vasile, Luminița, Ștefan, Carmen, Liliana, Florentina, Rodica, Alexandru, Floarea, Livia, Ionuță, Radu, Radu, Petru, Nicolina, Dragoș, Valentin, Flavia, Viorela, Anastasia, Maria, Vlad, Nicolae, Dan, Laurence, Isabela, Elena, Adame, Caterina, Ana, Gabriela, Ofelia, Ana, Vasile, Daniela, Andrei, Basilica, Ștefan, Lăcrămeară, Florentina, Oana, Viorica, Nelu, Ionica, Andrei, Monica, Pavel, Anastasia, Narcis, Teofil, Ionica, Alexandra, Maria, Leonardo, Luca, Maria, Prăbuntul, Dormicai, Prăbuntul, Sofia, Doris, Robert, Dumnezeu, Adrian, Ramona, copii, Luca și Alexandra, copii, Alara, Andrei, George, Damian, David, Nicol, Vasilica, Iosif, Mihai, David, Robert, Victor, Teodor, Damian, Cristian, Teodor, Robert, lui Dumnezeu, Alexandru, Ștefan, Sergio, Cristina, Mariana, Luminița, Ștefan, Lavinia, Cristina, Florin, Sofia, Ioan, Floricica, Monachia, Teodora, George, Iani, Sernache, Elena, Teodora, Ița, Lenița, Carmela, Sofure, Caterina, Iolanda, Magdalena, Madeline, Ionuț, Liliana, Florentina, Dinca, Mihnea, Andrei, Andreea, Nicolae, Rodica, Alexandru, Floare, Livia, Ionuț, Radu, Tudor, Paul, Matrina, Monachia, Andreea, Elena, Alicia, Dănuț, Cristian, Dumitru, Anastasia, Punca, Lucu, Matei, Gabriel, Teotul, Mihai, Prezitra, Adelina, Daria, Nuncul, Dimitrie, Leoți, Dănuț, Ionel, Olivian, Marius, Constantin, Achim, Andrici, Irineu, Ioanichie, Ieronache, Atanasie, Spiridon, Monacul, Erotim, Dănuț, Luminița, Robert, Emanuel, Daniel, Eduard, Liviu, Giulia, Maria, Camelia, Eugenia, Ana Maria, Marius, Andreea, Teodor, Oana, Cristina, Luminița, Constanța, Marioara, Dimciu, Alexandru, Tănase, Dan, Nicolae, Alexandra, Bogdan, Florin, Nicolae, Cornelia, Gabriel, Iliuță, Sorinela, Luciana, Alexandra, Vasilica, Lelica, Alexandrina, Ion, Stoica, Cristo, Dumitru, Alina, Elena, Ioana, Anastasia, Sofia, Maria, Andrei, Florentina, Ionel, Sofia, Gheorghe, Maria, Monachia, Macarie, Leonora, Carmen, Paraschiva, Valeriu, Ioan, Gheorghe, Valerica, Macrina, Vasilica, Gheorghe, Elisabeta, Roxana, Areta, Maria, Ștefan, Jean, Dana, Teodora, Maria, Caterina, Amelia, Gabriela, Elena, Silviu, Paul, Maria, Robert, Dumnezeu, Eugen, Bogdan, Lucian, Giulia, Ștefania, Ana Maria, Livia, Milena, Ajută! Laura, Viorel, Georgiana, Iuliana, Mari, Cristina, Viorel, Delia, Lucreția, Ioana, Letiția, Sărbina, Silvia, Lucreția, Maria, Luca, Ionuț, Andrei, Florin, Constantin, Elena, Elena, Elena,
Cele ce Elena, Doina, Mihaela, Eliana, Eugenia, Loreta, Ana, Iulia, Florentina, Ștefan, Maria, Cerul și Arhimandritul Emilian, Monacul Calinic, preoții Ioan, 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 Vasile, Silvia, Andrei, Florin, pentru tine, prezbitele Florica, Otilia, Anuca, Dora, eu Dorina, mi-am Florina, Raluca, Adina, Eliza, Monachia, Vietina, nădăjdea, Geta, Nicolae, Elena, Gheorghe, să nu mă departe, rog Dumnezeu, Rodica, de la Marilena, Gianina, Andra, Despina, Gheorghe, Valeria, Iuliana, Laura, Domnule, Michael, Marilena, Domnule, Alexandru, Constantin, Arsenie, Luca, Eliseu, Cristina, Mioara, Gheorghe, Ionuțioara, Camelia, Carmen, Petrina, Elisabeta, Cristina, Nicoleta, Ioan, Serafima, Ana Maria, Nicolae, Sofia, Maria, Valentina, Maria, Rafaela, Silvia, Valentina, Preotul, Cristi, Maria, Sudor, George, Bianca, când mă rog Maria, Cătălin, Lavinia, Carmen, Ștefan, Maria, Stavru, Mihaela, Mari, Mihaela, Gabriela, Giulia, Mari, Către Domnul, Petre, Viorica, Pașii mei, voi duce, Octavian, Mihai, Marian, Gheorghe, Valeria, Valentina, Petronela, Nicolae, va fi îndreptarea Adela, Tereza, Ana, Maria, Daniela, Maria, Doina, Zico, Nico, Cristina, Darius, Tiberiu, Fiotru, Lucia, Constantin, Dumitru, Aurica, Iuliana, Nica, Corina, Oana, Elena, Roxana, Simona, Paul, Marian, Silica, Marga, Daniel, Ioan, Valerica, Mariana, Cornelia, Gheorghe, Giorgeta, Andrei, Florin, Maria, Florin, Madalin, Ionuț, Lidia, Dorina, Ioana, Camelia, Vasilica, Marina, Mirela, Monica, Anca, Bogdan, Maria, Gabriela, Ioana, Marin, Aurica, Micaela, Monachia, Dionisia, Elena, Preotul Răzvan, Diaconu, Alexandru, Mărăhie, Sărăcuma, Ioanica, Constanța, Elisabeta, Veronica, Olga, Andesia, Gabriela, Maria, Victoria, Laurențiu, Felix, Stelica, Virginia, Laura, Andreea, Marian, Paul, Marian, Teodora, Zăița, Giorgeta, Crina, Alexandru, Andreea, Cristina, Margareta, Victor, Andrei, Lucas, Carmen, Gheorghe, Anca,
Constantin, Presbitera Mihaela, Eme, Andreea, Anisia, Elena, Sultana, Tincuța, Ștefan, Alexandra, Elena, Maria, Magdalena, Ioan, Alexandru, Mihai, Zoe, Enache, Teodora, Florin, Gianina, Marius, Mihaela, Andra, Călin, Irina, Luminița, Marian, Ștefan, Liliana, Maria, Aurelia, Aneta, Violeta, Angela, Tamara, Magda, Elena, Camelia, Vasile, Violeta, Tamara, Camelia, Andreea, Maria, Magda, Elena, Florin, Rares, Marius, Marin, Geta, Costel, Claudia, Ștefania, Ioana, Viorica, Ionuț, Daniela, Gheorghe, Tatiana, Georgiana, Maria, Ioana, Denisa, Robert, Dumnezeu, preotul Vasile, Emilian, Presbitera Malina, Andrei, Marius, Stratus, Silvia, Arhimandritul Atenagoras, Diacon Nicolas, Marian, Ionuț, Laura, Iulia, Nicoleta, Victor, Cristian, Cristian, Adrian, Daniel, Cornelia, Miruna, Ioana, Lorena, Ana, Maria, preoții Vasile, Vasile, Mihai, Ovidiu, Ioan, Nicolae, Gabriela, Maria Cristiana, Ioana, Ioana, cu slavă. Andreea, Maria, Violeta, Ioana, Otilia, tu vei rog. Preoții Vasile și Marius, Presbitere Maria și Georgiana, Nicolae, Elena, Ioan, Serafim, Rafael, Teodora, no. Eduard, Stelian, Georgiana, când ai să Violeta, sărbătoarea celor, Ciprian, rog Dumnezeu Sara, și rog Dumnezeu Claudiu, Constantin, Mihai, și toți bolnavii din spitale, din azile, cei ce zac în casele lor pe patul de sferință, o pecătură din harul prea Sfântului Tău Duh trimițând asupra lor, încetează de răceala, potolește-le fervințeala, atinge mâna Ta cea tare și ridică din patul durerii. Ca unul întru tot îndurat, cu credință, cu stăruință, întru zdrobirea inimii, ne rugăm ție de grabă, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine într-o sfântă și cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne miluiește! Cei chemați
ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Și cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să ne descoperi lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Miluiește, apără și păzește pre dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Ce-i capetele voastre, Domnului să ne slăvească prea cinstisul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Că suntem credincioși iare și iare cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune! Asup stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu poftă și cu destăpertul vești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărat, iar slavii din cea slujință este lucru mare și picoșător, chiar și pentru puterile cele ce aici. Ca o stăpână a toate, ne-ai dat slujba Sfântului Israel, cel ce se cu harul arhieriei, să stau pe încăsătoritatea acestea de mine păcătos. Noi care
viață trăim între ți.
drept măritorilor creștini. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe poporul român drept credincios de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoare de Hristos oștire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. E frații noștri arhierei, ierumonac, preoți, erodiacon, diacon, monach și monahii, și tot cinul preoțesc și călugăresc, pe decanul, profesorii, studenții, ostenitorii și binefăcătorii Facultății de Teologie Sfântul Apostol Andrei din Constanța, pe directorul, profesorii, elevii, ostenitorii și binefăcătorii Seminarului Teologic Sfântul Dionisie Exiguus din Constanța, pe slujitorii acestei sfinte catedrale, pe cântăreți, pe binecredincioși și creștini, ajutători și închinători, pe toți binecredincioși și creștini aici de față, pe cei care de departe se roagă împreună cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Fericiți și de-a pururi pomeniți, titorii acestei sfinte catedrale, episcopii Iosif Partenie Larie Gheronte Chesarie, robii lui Dumnezeu Remus Alexandru Ștefan, Ion Ion Gheorghe George Niculina Dona Oscar Oprișan, pe alți titori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu
într-o împărăția sa. Amin. Adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, erarhii Tomisului Petru, Paternus, Valentina, Nichit și Vasile, erarhii de la Calati, Stefan și Petru, erarhii de la Durostorum, Leontin, Cristofor și Ilarion, erarhii de la Vicina, Teodor, Luca, Macari și Chiril, erarhii de la Drâstra, Calis, Partenio, Achim, Antonie, Macarii, Metodii, Partenii, Ghenadie, Atanasie, Rotei, Serapim, Calinic, Constantii, Bartolomeu, Chiril, Partenie, Chiril, Calinic, Chiril, Calinic, Antim, Grigorie, Ronim, Grigorie, erarhii de la Proilavia, Gabriel, Nectare, Antim, Grigorie, Melete, Gerasim, Partenii, Lavrentie, Nectarie, Calinic, Grigorie, Anichie, Calinic, Filotei, Daniel, Joachim, Chiril, Partenie, Calinic, Calinic, Antim, erarhii de la Tulcea, Panare, Dionisie și Nichifor, erarhii Tomisului și ai Dunării de Jos, Iosif, Partenie, Pimen, Melete, Constanțeanu, Nifon, Platon, Iosif, Cosma, erarhii Tomisului, Ilarie, Gheronte, Eugeniu, Chesare, Antim, Lucian, Gerasim și Epifanie, pe arhiepiscopii Pimen, Justinian și Vasile, pe episcopii Irineu și Gerasim, pe episcopii Gurie și Vasile, pe rostimonachii Iulian, Iacob și Simeon, pe arhimandriții Nicodim, Gelasie, Varlaam, Antonie și Serapim, pe protosinghelii Zosima, Daniel, Părintele nostru, Ioel, Mihail, Filimon, David, Sava, Veniamin și Isidor, pe romonachii Andrei, Daniel, Irodion, Cristofor și Nectarii, pe protoierei Petru și Gheorghe, pe preoții Lucian, Ionut, Silvestru, Daniel, Costică, Doru, Lucian, Atanasie, Tănăsache, Vasile, Ionel, Stelian, Ioan, Dumitru, Florin, Dimitrie, Mircea, Iosif, Casian, Valentin, Florin, Gheorghe, Gheorghe, Nicolae, Vasile, Ioan, Constantin, Alexandru, Florin, Ioan, Gheorghe, Nicolae, Nicolae, Iulian, Daniel, Petre, Ionuț, Mihai, Nicolae, Mihail, Florin, Nicu, George, Constantin, Iulian, Gheorghe, Eugen, Cristian, Bogdan, Romeo, Gheorghe, Erodiaconul Ilarion, pe monahii Ignatie, Antipa, Antim, Bartolomeu, Camasie, Gerasim și Simeon, pe rasoforul Ștefan, pe fratele Ionel, Daniel și fratele Ștefan, pe schimonahiile Glafira, Paisia și Doroteia, pe monahiile Stavrofora, Irina, Petronia, Ecaterina, Mihaela, Tomaida, Epiharia, Tecla, Dionisia, Maria și Pavelida, pe prezbiterile Floarea, Despina, Florica, Virginica, Georgeta, Maria, Lenuța, Lavinia, Nicoleta, Mihaela, Camelia, Adriana, Andreea, Ecaterina, pe robii lui Dumnezeu, Dimitriu și Gabriela, studenții morți de moarte năprasnică, și robii lui Dumnezeu, Grigorie, Ionel, Rudel, Victor, Tiberiu, Valeriu, George, Răzvan, robii lui Dumnezeu, Valerica, Radu, Răzvan, Eugen, Remus, Mitica, Constantin, Valentin, Ioan, Petru, Virgil, Florin, Gheorghe, Grigorie, Ana, Teofil, Alexandru, Mitica, Valeria, Mariana, Elena, Elena, Mihaela, Constanța, Ioan, Ioan, Ioara, Parascheva, Nicolae, Mihaela, Galanici, fratele Constantin, Gabriel, Petre, Constantin, Elisabeta, Valeriu, Dumitru, Valeriu, Ilinca, Miron, Gheorghe, Aurel, Mihail, Georgeta, Ana, Ileana, Aralambie, Florin, Sava, Ecaterina, Iancu, Dumitrache, Magdalena, Ioan, Octavian, Dumitru, Dimitrie, Draga, Vladimir, Petru, Gabriel, Ion, Victor, Ion, Cantor, Ioan, 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 Doina, Paulian, Aurelian, George, Vasile, Ciuciu, Damaschin, Smaranda, Violeta, Letiția, Lucreția, Cornel, Elena, Dobrița, Traian, Ioan, Sapta, Gheorghe, Ștefania,
Nicolae, Dan, Florian, Georgia, Constantin, Lisiana, Gabriela, Constantin, Adrian, doctorul Cristian, Elena, Petre, Octavian, Ioan, Ioan, Maria, Ecaterina, Petru, Nicolae, Dumitru, Adela, Maria, Aur, Cristian, Viorica, Valerica, Margareta, Minerva, Ioana, Maria, Mihai, Valentin, Stere, Mihai, Constantin, Tudor, Mircea, Ioan, Sava, Ștefan, Afanait, Gherdina, Constantin, Constantin, Emil, Dragoș, Marius, Delia, Doina, Elena, Uniță, Minerva, Xenia, Maria, Eugen, Marcel, Constantin, Domnica, Elena, Werner, Rad, Sanda, Simona, Ștefania, Tiberiu, Mihail, Ioan, Cristina, Ioan, Ioan, Nicolae, Parascheva, Gheorghe, Gheorghe, Ana, Teodor, Gheorghe, Genoveva, Marta, Maria, Maria, Ana, Antoneta, Ana, Gheorghe, Gheorghe, Nicolae, Niță, Marin, Ștefana, Vasile, Laurențiu, Nelu, Iuliana, Ecaterina, Ioan, Sultana, Hristu, Tașcu, Ian, cu Floarea, Constantin, Ardinte, Ioan, Narcis, Constantin, Adrian, Angela, Maria, Dumitru, Nicoleta, Florinel, Răduță, Eugenia, Rinaldo, Bruno, Constanța, Elisabeta, Neaga, Alexandru, Mihai, Cristina, Elena, Ioan, Momcilo, Robiului Dumnezeu, Dorina, Cecilia, Elena, Ecălin, Eugen, Victor, Ioan, Petrica, Ștefan, Vasile, Benonie, Daniela, Florin, Dumitru, Ioan, Lucian, Evdochia, Elvira, Fira, Dumitru, Teofil, Victoria, Gabriela, George, Vasilica, Vasile, Dorin, Nicolae, Constantin, Grigori, Ana, Pavel, Dari, Nicolae, Victor, Tiberiu, Ioan, Copii, Alexandru, Emma, Maria, Mario, Nicola, Sprunci, Carla, Elena, Dimitrie, Pavel, Justin, Vlad, militari morți de moarte năprastică, Bogdan, Florin, Iosif, Cristinel, Gheorghe, Sorin, Sergiu, Vlad, Gelu, Ionuț, Eduard, Cătălin, credincioșii care au murit din pricina incendiilor, Minotora, Monahia, cu alți 21 de creștini care s-au sfârșit în incendiu la Spitalul Matei Baș din Capitală. Cei ce au murit la spitalul din Piatra Neamț, Virginia, Ion, Constantin, Mihai, Mircea, Mihai, Tatiana, Clemen, Frăsina, Vasile, Ioan, Dumitru, Gheorghe, Nicolae, Constantin, Petru, credincioasele care au murit în Constanța la spitalul de infecțioase, Ileana, Georgeta, Maria, Parascheva, Maria, Angela, cei ce au murit la spitalul de infecțioase din Ploiești în incendiu și cei ce au murit din cauza bacterii ucigașe la spitalul de Târgu Mureș. Cei ce s-au sfârșit în accidentul feroviar din Grecia și cei ce au murit în exploziile de la Clevedia și Petromidia, Gheorghe, Ilian, Marian, Mihai, Nicolae și Georgeta asfixiați la Petromidia, Ana, Maria și Daniela care au murit în accidentul grav de mașină și robii lui Dumnezeu care au murit în necați în Marea Neagră, teologul Mihai, Florin, Salvamaru, Sorin, Georgian, Eduard, Cristian, Ovidiu, Sorin, Valentin, Alexandru, Ruben, Dumitru, Florin, Bogdan, Petru, Valentin, Liviu, Cătălin, Andreea, Claudia, Monica, Adrian, Caralambi, Sorin, Daniel, Radu, Necat, în Marea Egee, toți ce au murit în necați în Marea Neagră, în Dunăre, în Prut, în Siret, în Some și în Jiu, în Olt, în alte ape, de diferite alte morți năprasnice și toți cei ce au murit în vremea restricțiilor în spitale și lângă spitale de boli grave de care nu s-a apropiat personalul medical să trateze de urgență neavând voie și mai ales cei ce au murit din cauza tratamentelor impuse, dar neadecvate împotriva bolii și de multe ori favorizând și alte boli, tot neamul lor cel adormit. Să-i omenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. E fericit într-o adormire eroi ostași și lucrătorii români din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în deportări și în închisori pentru apărarea țării și a dreptei credințe.
pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Să-i pe toți cei ce au murit în războaiele din Ucraina și din Gaza și în diferite alte strântoreri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, pe adormiții robii lui Dumnezeu, Ilie, Ioan, Grigore, Ana, Zoița, Maria, tot neamul lor ce l-a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Ca pe împăratul tuturor, primim pe împăratul tuturor, primim pe cel văzut înconjurat de cetele îngerești. Pe cel văzut înconjurat de cetele îngerești. Înconjurat de cetele îngerești. Aliluia! Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să le rugăm. Doamne, miluiește! Sfânta biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu carul Tău. Doamne, miluiește! Toate desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Da, Doamne! Bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Okay.
săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinescă vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Doamne! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne între noi. Între noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Să mărturisim. Pre Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, ci într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a lăsat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, Într-una sfântă, sovărnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace a o aduce. Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toți și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Domnului cu vrednicie și cu dreptate este ale închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh treimei cei de o ființă și Sfânt e Domnul, Domnul Sabaot, Sabaot. Plin e cerul, cerul și pământul de mărirea ta, o să voi spre iertarea păcatelor. Amin. Veți întru acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Oh.
chemăm, te rugăm. Prea binecuvântată Maria, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara, Maria, pentru Sfântul Iată Română. Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, înalt preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici, în pace întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta. Prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne părsește pe noi, Dumnezeule, cu harul. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitore al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. În pace și într-o păcăință o săvârși, de la Domnul să cere. Sfârșitele știndesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere. Credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dea. Și ne învrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm adechema Tată pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, și a zice, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre
împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Său Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Ne rugăm. Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fără de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor, care și-a acordat glumazul la recâni și-a lepădat de slujba sa prin ascultare. Îngerii ce împreună cu dânsul potrivnici, care s-au făcut diavolii aruncat în întunericul cel adânc al iadului, fă ca blestemul acesta ce se face în numele Tău cel înfricoșător să fie spre îngrozirea acestui povățitor al vicleniei și pune-l pe fugă și poruncește lui și diavolilor lui să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetuite, ci acești pecetuiți ai Tăi să ia tăria puterii ca să calce peste cerpi și peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului, că se laudă și se cinstește și de toată suflarea, cu frică se slăvește preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Te blestem pe Tine, începătorul răutăților și al hulei, că pe Tine am potrivit și ursitorul vicleniei. Te blestem pe Tine cel aruncat din lumina cea de sus și surpat pentru mântrie în întunericul adâncului. Te blestem pe Tine și pe toată puterea cea căzută ce a urmat voința Ta. Te blestem pe Tine, Duh necurat, cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu. Adonai Eloi, Dumnezeu cel atotputernic, ieși și te depărtează de la robii lui Dumnezeu care sunt aici, la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Te blestem pe Tine cu Dumnezeu care prin cuvânt toate le-a zidit și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui cel unul născut, care mai înainte de veci fără patimă s-a născut din trânsul, cu Cel ce a făcut făptura văzută și nevăzută și a zidit pe om după chipul Său și mai înainte prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească l-a păzit, cu Cel ce a necat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer și a pierdut pe uriașii cei necucernici, turnul fără de legilor l-a sfârmat și pământul Sodomei și al Gomorii în foc și cu pucioasă l-a ars și pe mărturie fumegă fum nestins, cu cel ce marea cu toiagul a despărțit și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate, iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu, tabăra păgânătății sub valuri de veci a necat-o. Te blestem cu cel care, la plinirea vremii din fecioară, în chip de negrăit s-a întrupat și pe cețile curăției întregi la păzi, care a binevoit să spere prin botez întâlnăciunea noastră cea veche, cu care noi prin neascultare ne spurcase. Te blestem pe Tine cu Cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nou în apă prin har, chipul nestricăciunii de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat, văzând pe Dumnezeu cel întrupat, smerindu-se,
în Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cea fără de început a Fiului și când pogorârea Sfântului Duh a mărturisit unimea Treimii. Te blestem pe tine cu Cel ce a certat vântul și a liniștit viforul mării, care a izgonit cetele diavolilor, Cel ce prin tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumină, ai celui ordin naștere și a noi zidirea cea veche a neamului nostru și celor muți le-a dat grai, Cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat, Cel ce până la îngropare oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și toată omenirea întocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atoțitorul care a înspleții pe oameni și cu grai de Dumnezeu insuflat împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, taci, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, Cel de sub pământ din adânc, înșelătorule, Cel fără chip, Cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, deși însuși Belzebul sau de te arăți ca Cel ce scutură ca șarpele sau ca fiara, sau ca aburul sau ca fumul, ori ca bărbatul, ori ca femeiul, ca jiganiul, ca pasări sau vorbitor noaptea, sau surd sau mut sau care fricoșesc cu năvălirea sau sprișii sau uneltești rele, în somn greu sau în boală sau neputință sau pornești spre râs sau adaci lacrimi de dezmerdări, ori ești desfrânator, ori mirositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stele, ori șez în cazuri și fără de astâmpări sau te schimbi cu luna, sau te întorci pe noare care timp sau pe dimineață sau la meață sau la miezul nopții sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor sau de întâmplare te-ai întâlnit sau de cineva ești trimis, ori ai năvălit fără de veste sau ești din mare sau din râu sau din pământ sau din fântână sau din dărâmături sau din baltă sau din trestie sau din oraie sau de pe uscat sau din lung ori din pădure sau din copaci sau din pasăre sau din tunet sau din acoperimentul băiei sau din scăldătoare de ape sau din mormânt idolesc sau de unde știm ori de unde nu știm, cunoscut ori necunoscut sau din vreun loc nebănuit, pieri și te depărtează, rușinează-te de chip Cel zidit și frumusețea de mâna lui Dumnezeu. Teme-te de asemănarea lui Dumnezeu cel întrupat, să nu te ascunzi în robii lui Dumnezeu care sunt aici, în cei ce s-au pomenit, în toți bolnavii, în cei ce se roagă de departe împreună cu noi, că toiac de fier și cuptor de foc și iadul și scârșnirea dinților te așteaptă ca răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi să nu te întorci și să te ascunzi cu vreodată viclenie de duhuri necurate. Și tu te-ai în pământ pustiu fără de apă, unde om nu locuiește, ce este cercetat numai de Dumnezeu. Cel ce leagă pe toți care vatămă și uneltesc asupra chipului său. Cel ce în lanțuri te-a aruncat în tunericul iadului pentru noaptea și ziua cea lungă. Pe tine, diavolii, ispititorul și aflătorul tuturor răutăților, că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor, celor de sub tăria ta, Dumnezeul arcanghelilor, celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritelor, domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ai deslegat sufletele cele legate cu moartea și prin unul născut Fiul tău ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric, Cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea de la noi ușurată și toată nălucirea vrăjmașului de la noi depărtată. Și tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea ta ne pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava ta, Cel ce ne-ai dorit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ai purtat pe crucea ta toată sarcina păcatelor noastre, Cel ce ai luat asupra-ți sfârmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă care la ceruri și stricăciunea, nestricăciunea ai prefăcut-o. Auzi-mă pe mine care cu dragoste și cu frică stric către tine, Cel de-a cărui frică stopesc munții împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui putere duhurile necuvântătoarele stihiilor se tremură pe zicotarele lor, de-a cărui poruncă focul răsplătirii nu va trece cu otarele ce i s-au pus, ci suspirând așteaptă porunca ta, de-a cărui frică toată făptura se chinuiește oftând cu suspirul negreite și având poruncă să aștepte vremea sa, de care toată firea cea potrivnică a fugit oasă vrăjmașului și s-a domolit. Diavolul a căzut șarpele, s-a călcat și balaurul s-a strivit, prin care neamurile ce te-au cunoscut s-au luminat în tine, Doamne. Dumnezeul nostru, care
este binecuvântat. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, caută robe tăi care stau înaintea ta, depărtează de la dânsii toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, căutarea în stele, vraja cu mor, vraja cu pasări, patima desfătării, veția, desfrânarea, mânia, iubire de ceartă, neastâmpărare și tot cugetul vicrean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, Iisus, plântrâși Duhul Tău cel pașnic, ca fiind păziți de El să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, că sunt robe ai Tăi. În numele Tău, în numele Iisus Hristos, prezent în trăimea aceea de ofință și mărturisind-o cu îngerii, arcangerii, domniile cele mărite, cu toată voastră cerească, păzește vreunul cu dâși și inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și ție slavă, înălțăm și unii ales cu Fiului și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeiasca și Sfânta, mare și trucoșătoare și nesperită numire și chemare facem, spre izgonirea ta potrivnicea și ișderea și certare facem, spre pierderea ta diavolului. Dumnezeul cel Sfânt, cel fără de început, cel nevăzduhit să-și ne cuprins ca dumnezeire, Împăratul slavei și Stăpânul atoțitorul, acela te ceartă pe tine, diavolului Domnul, care cheamă apa mării și o vars peste fața întregului pământ, Domnul puterilor este numele Lui. Este certe pe tine, diavolului Domnul Dumnezeu, cuvântul care s-a pogorât din cer, din sânul Tatălui, și prin întrupare ce mai vreți de fire de și curată din Sfânta Fecioară, te-a alungat din cer și cu totul te lepădat, te-a arătat. Se certe pe tine, diavole, Domnul, care a zis mării, taci, liniștește-te și prin poruncă îndată s-a liniștit. Se certe pe tine, diavole, Domnul, ce-a slujit și lăudat de mulțimea cetelor de îngeri, de arcangeli, de cheruvimii cei cu mulți, de serafimii cei câte șase aripi, care cu două aripi și acoperă fețele lor de pricina Dumnezeirii Lui cele nevăzute și necuprinse cu mintea, cu două aripi și acoperă picioarele lor ca să nu se ardă de slaba cea negreită și de măreția Lui cea necuprinsă. Și cu două aripi zboară și umplu cerul de strigarea lor. Sfânt, 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 Domnul Savaotului este cerul și pământul de slava Lui. Este cer de putere diavolului, Domnul, cel ce pe fiica mai mare lui sinagogii cu cuvântul a înviat-o și pe fiul văduvei din gura morții l-a răpit și mamei lui întreg și sănătos l-a dăruit. Este cer de putere diavolului, Domnul, cel ce pe Lazar a patra zi neputret, ca și cum n-ar fi fost mort și nestricat l-a înviat spre mirarea multora. Este cer de putere diavolului, Domnul, cel ce lovit fiind cu palma a stricat blestemul și prin împungerea preacuratei sale coaste a depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Este certe pe tine, diavolii, Domnul, care prin scuiparea preacuratului sau braza și sfată lacrima de la toată fața. Este certe pe tine, diavolii, Domnul, cel ce a făcut tine și lumina dorit orbului din naștere. Este certe pe tine, diavolii, Domnul, cel ce am pipt crucea în pământ spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea ta, diavole, și a tuturor celor de sub stăpânirea ta. Este certe pe tine, diavole, Domnul, la cărui glas pe cruce, ca de-a pe teasma templului s-a rupt în două, mormintele s-au deschis, pietrele s-au despicat și morți cei din veac s-au ridicat. Este certe pe tine, diavole, Domnul, care s-a pogorât la iad, pe morți cei din veac legați i-a slobozit și la sine i-a chemat, pe care portarii iadului văzându-l s-au înspăimântat și cu astea iaduri ascunzându-se au pierit. Este cer de pe tine, diavolii, Domnul, cel ce a înviat din morți Hristos Dumnezeul nostru și tuturor a dăruit învierea sa. Este cer de pe tine, diavolii, Domnul, care s-a înălțat la ceruri și așez de dreapta tronului slavei la Părintele Său. Este cer de pe tine, diavolii, Domnul, care iarăși va să vină pe norii cerului cu sfinți să ingeri, cu putere și cu slavă multă și pe tine, diavole, și pe toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să vă arunce în gheina focului unde vermele nu doarme și focul nu se stinge. Este cert de pe tine, diavole, Domnul, de care toate se tem că de neînduraj grozavă este mânia Lui asupra ta. Este cert de pe tine, diavole, Domnul, care ți-a gătit ție spre chinul cel veșnic, focul cel nestinj, vermele cel neadormit și întunericul cel mai adânc. Este cert de pe tine, diavole, însuși Domnul cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te cu tremură, te teme, te depărtează, te pierzi cu tu care ai căzut din cer și împreună cu tine toate duhurile cele viclene, cu cel de noapte, cel de zi, cel de la mează zile și cel de seară, cu cel de la miezul nopții, cu cel ce se întâmpinare de pe o scadă în ape, dintre căi, din bălți și de râuri,
dar puterei plecați prin curți și prin băi și vată și schimite omenească. De grea plecați la făptura zditorului Hristos Dumnezeu și vă depărtați de la robrii Dumnezeu care sunt aici, de la cei s-au pomenit, de la toți bolnavi, de la cei se roagă de departe împreună cu noi. Depărtați-vă din minte, din suflet, din inimă, din rărug, din simțiri și din toate mădularele lor. Ca robrii Dumnezeu aceștia să fie cu totul sănătoși, întregi și slobozi, cunoscând pe Stăpânul și Zditorul tuturor, Cel ce cheamă pe toți de delor pe cetea noirii dumnezeiescului botez, ca aceștia să învrednicească de curatele tainele unui anunț Fiului și să se sărășuliască în locul verdeat și fiind păstoriți neîncetat cu toiagul crucii, să vină la apa odihnei, să ia plata chemării celui de sus, întru tine, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat cu Părintele Cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care izbăvit neamul omenesc din robia diavolului, izbăvește-și pe robii tăi care stau înaintea ta. Deci s-au pomenit pe toți bolnavi de toată lucrarea diavolului. Poruncește necurațelor celor diavoli și viclenilor duhuri să depărtezi de la sufletele, de la trupul de robilor Dumnezeu care sunt aici, de la cei s-au pomenit, de la toți bolnavi, de la cei se roagă de departe împreună cu noi, să nu rămână nici să se ascundă, să fugă pentru numele Tău cel Sfânt și al unuia născut Fiului și al păcătorului de viață Duhului Sfânt, de la zidirea mâinilor Tale, dar fiind curățiți de toată ispitirea diavolului, să vățuiască curios, drept și cu cernic, îmbrăcinse de curate de taine ale unuia născut Fiului, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Cel ce ai certat toate duhurile cele necurate, puterea cuvântului a alungat legiunea de diavol, arată-te și la făptura pe care ai zidit-o după chipul tău, pentru că este asuprită de cel potrivit, ca fiind miluită și curățită, se numere cu urma cea sfântă a Sfântului Duh și a Dumnezeieștilor și a curatului Sfințenii, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului, care este binecuvântat, Părintele cel fără de început și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne Iisuse Hristos, Unule Născu Fiule și Cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta și ai suflat în pețele apostolilor Tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele spre ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Stăpâne, prin Sfinții Tăi apostoli, ai dăruit și arhiereilor care slujesc cele Sfinte în Sfântă Biserica Ta, să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Și acum te rugăm pentru robii Tăi care stau înaintea Ta, pentru ce s-au pomenit, pentru toți bolnavii, dă-le lor mila Ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit din neștiință și din, sau din nebăgare de seamă sau de slăbiciune sfătească au lucrat, cel ce știe neputință omenească, un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele cele de voie și cele fără de voie, iartă-le, cu cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți, slobozește pe robii Tăi aceștia din legătura păcatelor lor, că s-a preamărit preasfânt numele Tău împreună cu al Părintelui celui fără de început și cu al Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne, Bunule și Viitorule de oameni, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în lume, să rupă zapsul greșelilor și asupra noastră, să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare, stăpâne pe robii Tăi care stau înaintea Ta, liberează cu bunătatea Ta de legătura ce este pusă asupra lor, le dăruiește să apropie
fără de păcat în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava ta și cu cuget curat, să ceară de la tine mila cea bogată, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să iertăm pe toți cei ce ne-au greșit, să nu ne mai aducem aminte de greșelile lor, ca și Bunul Dumnezeu să ne ierte pe noi, Domnului să ne rugăm. Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor și Dătătorul bunătăților, care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace în neamul omenesc, dăruiește și acum pace robilor tăi, rătăcinează întâi și frica ta și dragostea unuia spre altul o întărește, stinge toată vrajba, îndepărtează dintre tine și toate îndemnurile spre dezbinare, că Tu ești pacea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel dat Sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând, mâinile veți spune și venire va fi. Crezi și marcherilor ne este dat acest har, să vă tămăduiați copiilor duhovnicești, cetească și tufească, să vă dăbiască bisericii sale întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, bine umblând, făcând poruncile lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fieze Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul, să piardă cum pe fumul, își stopește ceara de la fața focului, așa să piardă diavol cei fermecători și descântători de la fața robilor lui Dumnezeu care sunt aici, iar robii lui Dumnezeu aceștia să se bucure de Domnul, să se veselească, să fugă, să se depărteze de la sufletele, de la trupurile voastre, din calea voastră, din casele voastre, tot vicleanul și necuratul diavol, și otrăvirea și farmecele și descântecele, într-un nimic să se prefacă, ci să se stingă în aceste molitve cu harul preasfântului Duh și prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Amen.
de la față ta. Doamne, Doamne, nu slavei.
Omenește-mă, Doamne, în venind împărăția Ta, nu spre judecată, o spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne,
ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Trăimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai împrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept spre mine, Dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, tăile! Cu vrenicie să mulțumim Domnului! Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând! Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, cărtuie sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Să ne rugăm, Doamne, miluie. Pe ce nădăjduiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i pe ce iubești frumusețea casei tale. Tu pe aceea și răsplătește, preamărindu-i dumnezească ta putere și reprezi pe noi, cei ce nădăjduim pentru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună s-o dau de săvârșit, de sus este, pocăință de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și chinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni,
totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în al preasfințite stăpâne, binecuvintea. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitore acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul Dobrogei, și Părintele Duhovnicesc al tuturor românilor, cu ale Sfântului Apostol Filip, împreună lucrător cu Sfântul Apostol Andrei, la creștinarea strămoșilor noștri din Dobrogea, cu rugăciunile tuturor Sfinților Apostoli, cu ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cu ale Sfântului Sfințit Mucenic Pionie, preotul, și a celor împreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Epictet și Astion și Pantelimon, Zotica, Talca, Masi și Filip de la Nicurițel, Dasie, Chiril și Chimbeu de la Cernavodă, Emilian de la Drostorum, ale Sfinților Mucenici de la Adam Plisi, cu rugăciunile tuturor Sfinților Mucenici pătimitori în Dobrogea, cu rugăciunile Sfinților Erari, Marcu, Tite, Efrem, Gheronte, Bretanion și Teotim de la Tomis, cu ale Sfântului Ierarh Iachim de Vicina, cu ale Sfinților Cuvioșilor Părinți, Ioan Casian și German și Dionisie cel Smerit, cu toți ocrotitori ai Dobrogei, cu rugăciunile Sfinților Ierarhi, Nectare din Eghina și Andrei, Episcopul Cretei, ale Sfinților Mucenici Acachie, Ignat, Eftimie, Mercurie și Paraschevi, ale Sfinților Mucenici din insula Lesbos, Rafael, Irina, Nicolae, Vasile, Teodor și Egumina Olimpia, ale Sfinților Vioșilor Părinți, Stelian, ocrotitorul copiilor, Auxentie, Simeon, Stâlpnicu și Serafim de Sarov, ale căror sfinte moaște se cinstesc aici de față, rugăciunile Sfântului Cuvios Gerasim din Kefalonia, al cărui papuc îl cinstim aici, ale sfinților și drepților dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată noi prăznim astăzi doi sfinți atât de pilduitori pentru viața noastră.
Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului, și Sfântul Pionie, preotul mucenic. Sfântul Sofronie a trăit în vremea împăratului Ieraclie, în secolul al VII-lea. Și iată, viața lui a fost o viață atât de frumoasă. El era din Damascul Feniciei și iată, acolo și-a început viața. Era din părinți credincioși și iubea credința atât de mult. Era cu mintea foarte agere. De aceea, iată, din copilărie a început să învețe și să cunoască cât mai mult din știința timpului aceluia. Și pentru că era credincios, învățat în credință de părinții săi, a plecat la Ierusalim să găsească aici înțelepciunea cea adevărată, înțelepciunea de sus. Și aici, în Ierusalim, a mers la mănăstirea Sfântului Cuvios Teodosie, începătorul vieții de obște. Aici a întâlnit un monah iscusit, Ioan Moscul, cel care a scris cartea numită Pășunea Duhovnicească sau Limonarium. Și iată, a luat de la acest cuvios multă învățătură bună. Apoi a mers cu el la mănăstirea Sfântul Sava și acolo a fost foarte copleșit de toată sfințenia locului aceluia și a părinților. Dar încă n-a voit să se facă monah. După aceea, iată, dascălul său, care era Ioan Moscu și care avea o învățătură atât de aleasă și atât de bogată, l-a povățuit mai departe. A mers cu el după ce au năvălit aici arabii, a mers cu el la Alexandria și aici a avut parte de o învățătură atât de aleasă. Aici era patriarh al Alexandriei, Ioan cel Milostiv, un om foarte curat și foarte bun, ajutător al tuturor oamenilor. Dar iată, a prins acea prigoană în care a fost cucerite locurile sfinte și apoi și aici, în Alexandria, a venit prigoana, a fost luată crucea Domnului și de asemenea au fost deportați, deci patriarhul Zaharia al Ierusalimului. S-a întristat de toate acestea, dar mergând în Alexandria, acolo a întâlnit pe patriarhul Alexandria, un om foarte înțelept, și aici s-a răspândit o erezie: Hristos n-are decât o fire și o voință. Și a început să studieze și să scrie atât de frumos patriarhul Sofronie. De aici au plecat la Roma, iar de acolo, acolo fiind timpul prielnic de a se apropia de Dumnezeu și mai mult, acolo, la Roma, s-a îmbolnăvit acest om erudit care era Sofronie. Și atunci l-a povățuit cel care a fost dascăl și luminător, Ioan Moscu, care era monah, l-a povățuit să intre și el în rânduiala monahală care poate să-l ajute să se vindece. Și cu adevărat a devenit monah și viața lui a fost mai tihnită. Dar de aici
s-au întors la Ierusalim și între timp a murit Ioan Moscu și iată, venind la Ierusalim, i-a dus trupul său aici unde l-a cunoscut și a fost înmormântat cu cinste acolo unde se cuvenea. Acest monac care a scris multe pilde și rânduieli pentru monahi s-a întors din robie, patriarhul Zaharia, care fusese luat odată cu lemnul Sfintei Cruci și iată, fiind adus la Ierusalim, după aceea a mai trăit puțin și a murit. Și iată, cel ce era monacul Sofronie și a fost hirotonit și diacon și preot, a fost ales patriarh al Ierusalimului. Acesta s-a îndeletnicit cu cuvântul de folos pentru toți credincioșii și cu scriere alese. Când a fost în Alexandria, de atunci izvorâse regia că Hristos are o singură fire și a început să scrie despre cele două firi ale lui Hristos și voințele lor. Și scrierile sale au fost atât de folositoare. Fiind ales patriarh Ierusalimului, el s-a ocupat de rânduiala bisericii. A scris scrieri teologice atât de frumoase, dar între altele a scris viața cea mai frumoasă și pilduitoare, viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Și iată, Sfântul Sofronie a lăsat o lumină atât de vie și de puternică ca patriarh al Ierusalimului, pentru că scrierile sale au folosit la sinodul al VI-lea ecumenic, care a dat învățătura cea curată, că în Hristos sunt două firi și două voințe corespunzătoare celor două firi. Și iată, Sfântul Sofronie al Ierusalimului a rămas de neuitat pentru scrierile sale, pentru viața sa frumoasă, pentru călăuzirea credincioșilor pe calea cea dreaptă a credinței și a mântuirii. Dar tot astăzi prăznuim pe Sfântul Pionie. Acesta a trăit în veacul al III-lea și iată, era un om cu multă râvnă pentru Dumnezeu și curăție și slujea lui Hristos cu toată dăruirea. Și era timpul împăratului Deciu, care a domnit puțin, dar a fost un împărat persecutor și aspru. Și iată, a fost luat de la slujire preotul Pionie și a dus din porunca împăratului Deciu să jertfească idolilor. El s-a opus total în preot al lui Iisus Hristos și trăind cu Hristos și la fiecare slujbă avea bucuria cea mai mare că simțea că Hristos trăiește în el. Dar i-au hotărât soarta, i-au spus: jertfești zeilor sau te punem la cazne? Tu-l mărturisești pe cel răstignit și pe tine te vom răstigni dacă nu te lepezi de acela ca să jertfești zeilor noștri. Și el a răspuns: niciodată nu mă voi închina și nu voi jertfi decât lui Iisus Hristos, care este adevărat Dumnezeu și ne-a răscumpărat din păcat și din moarte. Și iată, pentru că el îl mărturisea pe Hristos și mereu făcea semnul Sfintei Cruci, îi ziceau călăii: și tu vei avea parte de cruce, pe cruce te vom răstigni. Și iată, i-au pregătit crucea și el se ruga continuu și zicea lui Hristos: Dumnezeu,
dacă trebuie să vin la tine că ți-am slujit aici pe pământ și vreau să-ți slujesc și în cer, ajută-mă, întărește-mă, luminează-mă și povățuiește-mă cum să primești eu cruce pe care tu ai primit-o și ai socotit-o de mare cinste. Și-au pus crucea o parte de sus în jos. El s-a așezat cum a putut cu mâinile întinse pe cruce și a zis: voi bateți în piroanele. Dar l-au întors călăii cu capul în jos și așa i-au bătut piroanele și a fost răstignit cu capul în jos. Dar s-au gândit că nu-i destul chinul crucii. Și atunci sub cruce au adus un vas mare cu foc aprins să-l ardă în timp ce este chinuit, că piroanele cu care a fost pironit, mâinile și picioarele sale, făceau să curgă mult sânge. Iată, i-au pus și foc și credeau toți că a murit. S-a stins focul, dar niciun păr din capul lui nu s-a aprins. Și când au venit să vadă ce face, cum s-a stins focul și părul nu i-a ars nici capul, nici trupul, el atunci a zis: Doamne Iisuse Hristoase, primește-mă acum sufletul meu la tine, ca să rămân la tine, să slujesc ție în împărăția ta cea cerească. Și abia atunci a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu și așa s-a sfârșit sfântul mucenic Pionie, preotul, în această zi, dar cu 3 secole mai devreme decât sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului. Iată, avem pilda celor 2 sfinți care trăiau cu Hristos. Sfântul Sofronie cugeta la Hristos, la măreția lui Hristos, care era Dumnezeu cel ce a luat firea omenească. Și iată ce a sfârșit viața atât de frumos, îndemnând pe oameni la credință și corectând greșelile pe care le-au născocit cei care n-aveau dreaptă credință și smerenie. Că omul fără smerenie nu rămâne cu Dumnezeu. Și scrierile sfântului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, au fost hotărătoare la sinodul al 6-lea ecumenic, încât a fost această învățătură lămurită, că Iisus Hristos este Dumnezeu și om, cu 2 firi, dumnezeiască și omenească, și cu 2 voințe, dumnezeiască și omenească. Și acestea s-au proclamat la sinodul al 6-lea ecumenic și sfântul Sofronie a fost atât de lăudat pentru credința sa, pentru învățătura sa, astfel încât rămâne cel care a lăsat lumină în urma sa și a scris viața Sfintei Cuvioase Marie Egipteanca și alte vieți de sfinți. Iar sfântul Pionie, pentru modul în care a primit să fie răstignit și el singur și-a întins mâinile pe cruce și călăii l-au ajutat să fie prins de cruce și apoi i-au adus focul să-l ardă, dar focul Hristos care era înăuntrul său nu l-a lăsat să fie ars, pentru că era împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos. Și iată, a primit să fie chinuit cu piroanele cu care a fost prins de cruce, dar și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, nearzându-l focul. Și iată, Dumnezeu ne arată pildele puterii și purtării sale de grijă prin cei ce l-au mărturisit
pe care i-a făcut să nu fie rușinați, ci să arate pentru urmașii lor că puterea lui Hristos este nemăsurată și noi să avem această credință, să trăim cu Hristos necontenit, să-L purtăm în sufletele noastre și astfel rugăm pe Sfântul Sofronie și pe Sfântul Sfințit Mucenic Pionie, preotul, să ne fie și nouă mijlocitori și rugători, ca și noi să nu ne lenevim, ci să ne rugăm să fim treji cu conștiința, curați cu inima și rugători necontenit, ca Dumnezeu să ne ajute să avem sfârșit bun și viața noastră să fie o viață plină de credință, de nădejde, de dragoste și de jertfă, cu care să intrăm și noi în împărăția cea cerească, într-o locuință a sfinților, și să ne vedem după ce petrecem viața de aici în viața cea curată și plină de lumină în împărăția cerurilor. Amin. Iubiți credincioși, iată, mâine dimineață de la 6:30 voi fi la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din localitatea Topalu. La 7:15 cel târziu voi începe Sfânta Liturghie și avem sfinți importanți pe care îi pomenim mâine și voi avea și acolo Sfânta Liturghie cu hirotonie și cu cuvânt de învățătură. Să ne primească Dumnezeu sfintele rugăciuni de astăzi. După aceea, miercuri, voi veni aici. Nu este Sfânta Liturghie, dar este rânduiala din săptămâna aceasta albă cu rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele, și la sfârșit voi rosti și molitvele Sfântului Vasile și ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Iar după aceea, joi dimineața, voi fi din nou aici la Sfânta Liturghie la 6:30, la 18 voi avea dialogul, la 21:30 voi avea catistele și molitvele și voi pleca spre Dorna Arin. Acolo voi sluji dimineață la rânduielile de acolo cu molitve și seara la ora 18 vom avea Sfântul Maslu la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului. Sâmbătă dimineața la 7:30 voi începe Sfânta Liturghie și până seara voi ajunge aici la catistel și molitve. Duminică dimineața voi fi din nou aici și duminică seara de asemenea, când vom face rugăciunile de iertare și de început ale postului mare. Să ne ajute Dumnezeu să ne călăuzească, să ne primească sfintele rugăciuni, ca să fim mereu într-o împlinire a voii sale, să luăm calea adevărului și a dragostei lui Dumnezeu. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.